Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod Floarea Albă, iubim plantele. Astăzi voi lucra la cel de-al doilea aloe proiect bonsai. Anul trecut, spre sfârșitul lunii martie, v-am arătat pentru prima dată acest exemplar de aloe și am făcut atunci o tăiere pentru restilizare și replantarea într-un nou ghiveci. Vă las un link în descriere dacă doriți să vedeți acel episod. Astăzi mă întorc la acest proiect de bonsai pentru că vreau să-l replantez într-un ghiveci mai mare. Replantarea nu este absolut necesară, având în vedere că a trecut doar un an de la ultima replantare, dar între timp au intervenit modificări de plan în ceea ce privește acest proiect și asta pentru că am la dispoziție un ghiveci pe care nu prea am la ce să-l folosesc. Nu se potrivește la niciunul dintre celelalte proiecte pe care le am în lucru și veți vedea imediat despre ce este vorba. În plus, sunt convins că rădăcinile au ocupat deja tot spațiul disponibil din acest ghiveci. În anul ce s-a scurs de la ultima intervenție și până acum, aloe a evoluat destul de bine, au apărut creșteri noi și ramificații noi și sunt mulțumit de felul în care arată acum. În realitate, lăstarii noi au fost mult mai mulți, dar pe unii i-am rupt de cum au apărut pentru că porneau în direcții greșite. În momentul de față, planta arată puțin ciudat, cu frunzele decolorate sau colorate cu nuanțe de roșu. Asta se întâmplă de obicei la schimbarea mediului. Pe timpul iernii, planta a stat în casă la căldură și atunci când am scos-o afară a suferit un șoc din cauza diferențelor mari de temperatură de la zi la noapte. Diminețile sunt încă destul de răcoroase, am avut chiar și temperaturi de 4-5 grade Celsius dimineața. Dar nu e o problemă, treptat planta se va acomoda și își va recăpăta culoarea verde a frunzelor. Vă arăt de aproape câteva detalii. Aici am foarte multe ramificații. De asemenea și aici în vârf au crescut mai mulți. Am lăstari noi. Aici de asemenea de unde am tăiat au ieșit doi lăstari, la fel și aici, numai că unul este ceva mai mic, nu se vede bine. Au mai fost lăstari și aici încă doi lăstari, dar nu știu din ce cauză cine i-a rupt, i-am găsit rupți lângă ghiveci. Și aici mai am un lăstar nou. În fine, planta continuă să crească și o face bine. Bun, și acum să încep lucru. Trec la replantare. Scot mai întâi planta din vechiul ghiveci. Am niște sârme, am uitat de ele. Da, acum ar trebui să iasă mai ușor. Da, a ieșit. Și, cum vă povesteam, rădăcini sunt peste tot. Aloe are rădăcini destul de puternice față de crasula, de exemplu, care are rădăcini fibroase. Uitați, peste tot sunt rădăcini, deci replantarea chiar devenise necesară. Aș vrea să scot sârme de aici. Nu știu dacă o să reușesc. Bun. Greblez doar puțin pământul de la suprafață și de pe margini. Nu vreau să deranjez rădăcine foarte mult în perioada asta, când a început să crească. Ajustez un pic și rădăcinile astea care sunt foarte la suprafață.
Ok, cam atât. Bun, ăsta este nou ghiveci, e aproape identic cu cel folosit la celălalt proiect de bonsai aloe. Un ghiveci din ceramică făcut de Jolt Demeter. Am pus pe fund o plasă ca să nu se scurgă solul prin găurile de drenaj. Ok, și acum trec la lucru. Dar mai întâi vreau să spun că e ușor de observat că ghiveciul ăsta e mult prea mare în raport cu planta. Dar planta va crește foarte repede și în curând va ajunge să arate mult mai bine. Proporția dintre plantă și ghiveci va fi echilibrată foarte curând. Bun, să trec la treabă. Pun un prim strat de sol pe fundul ghiveciului. S-a uscat foarte tare solul și face praf. Fac câțiva pași în spate. Cred că e ok poziția. Sau să încerc să-l înclin un pic. Ia să văd. Da, cred că e mai bine așa. Bun, asta e poziția. Completez cu sol. Pentru a îmbunătăți aspectul de peisaj deșertic, o să pun și câteva roci vulcanice. Și completez cu sol. Așez bine solul. Și completez spațiile care au mai rămas goale. Aici în spate mai nevoie. Puțin și aici în față. Bun, și acum e vremea să-i fac o udare.
și la final, ca de obicei, o rotire pentru a vedea proiectul meu de bonsai din toate unghiurile. Și câteva detalii. Atât pentru astăzi, v-am arătat replantarea la aloe. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune, pe curând!